Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip de aici, de la Salina Turda. E, dacă tot am venit în zona aici, la Târgu Mureș, și am zis, hai să mergem un pic și la Salina Turda. Am mai fost din, nu știu, prin ce an, din anii trecuți, țin minte că am trecut și pe aici, cred că am fost cu fetele, dar acum o altă treabă, o altă chestie, pe zi, pe timp de iarnă. Pe timp de iarnă, până acum a fost vara. Dar ce faci, doamnă, acolo? Aștept să te bagi în salin aici? Da, da. Am înțeles că asta e cea mai modernă, adică este, că am văzut-o și în interior, a fost transmis de aici și Cerbul de Aur, am impresia, într-un an, e deosebită la interior, adică la interior, la adânc. În adâncuri, da. O să încerc să vă prezint câteva imagini și de prin salină de jos. Poate sunteți interesați și când aveți drum prin zonă, vă faceți timp o oră, două, trei și treceți pe aici. Că aveți ce vizita, aveți ce vedea și să vă încântați privirea și sufletul cu unele chestii care nu le vezi la suprafață. Ia să vedem ce zice aici Consiliul Local Turda, Primăria Municipiului Turda, Ministerul Dezvoltării Regionale, Turismului, proiect Salina Durgău Turda. Program FARE 2005, proiect general, nu știu ce e, una alta. Da, data începerii și data finalizării lucrării în decembrie 2009. Deci de atunci e modernizată, ca să zicem așa. Ce faci, doamnă, cobori? Cobori? În adânc? Aici, uite, urcă-te colo și dă-te pe toboganul ăsta la vale. Dar nu prea unecă. Dar unecă, rămân pantaloni urmă? Un pic schița asta, dar vedem noi în... Da, cam majoritatea asta salinilor, minilor astea de sare, să știi că au aceeași formă, așa. Ei, asta e o intrare veche. Doi înseamnă sala puțului de extracție. Da. Cam slunecoase, nu, scările astea. Când, în ce an a fost mai aici? Sunt ceva ani. Vreo 10 ani? Suntem aici. Sare, sare și iar sare, cât vezi cu ochii. Take your time. I'm using the handrail. If you're tall, by the way, guys, it's my new hand over there. So I'm using like that. This handrail. Trept, trept, aveți grijă. Do you think it's the same like we use the daily one? I think it's more so
So it's different. This salt doesn't contain iodine. Now I want to show you something. Here we have two steps. Just be careful, just a little bit. You can have a look what is expecting you down there. So the echo chamber looks like this one, like Maria Teresa. So și unde vrei? Să ia, depinde de pe acolo. Nu contează, ia. Da, da, șu-șu. Bă, băiatule. Un pic așa. Ia să vedem cum coboară liftul. Ia să vedem acum cum coboară liftul. Ia. Ia, uite cum se duce. Da, și frumos se duce. Mă ia mie țala uitându-mă aici în jos. Ia. Ionuț. Să nu fie. Uite cât de mici se văd bărcuțele acolo, ia, în lac. Noi pe acolo am mers. Da, dar voi de piscările alea trebuie să... De vezi că ăștia când făceau alpinism, când făceau alpinism la Cerbul de Aur, pe acolo făceau, străgeau așa de... Acolo e sala, da. Dar uite și cum ai... Acolo cred că e acum a făcut, ia. Care? Uite acolo în capăt, acolo scările, ia. Da, ce are? Uite acolo, pe acolo trebuie să urcăm, ia. Mamă, mamă, care faci gogor. Uai, Doamne. Nu o să vede până acolo. Liftul. Și, Doamne, te-ai rătășit, ce faci? Hmm? Acolo ce-i tot? Acolo... Unde e aia? A, încă se mai coboară? Văleu! Și de aici se pot închiria crose, se pot închiria mese pentru biliard. Aici e un fel de golf, cred că mini golf pentru copii.
Da. Aici un spațiu de joacă pentru copii. O roată, ce e asta? Da, un carusel. Roată panoramică. Copiii acces gratuit. Acolo sunt scările. Cred că pe alea o să urc. Pentru că acum suntem coborâți, cred că cât e aici. 50, 60-100 de metri, cât o fi în jos. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nivele, cred că sunt. Da. Aici, amfiteatru, domnule. Avem și un pic de amfiteatru aici. Da. Spectatori. Și aici e un teren care văd că încă nu e folosit sau e lăsat așa, eu știu ce să zic. Probabil că are el și ăsta vreun... A, da, roata asta e, caruselul ăsta e super. M-aș da o dată în el, nu știu dacă funcționează acum. Da, nu. Hai, doamnă, să ne dăm în caruselul ăsta aici. Da, da, în revizie. Mă duc puțin în amfiteatru să mă reculeg un pic. Da, dar vezi că e închis, cred că. Dar nu vrei dincolo pe lac? Mergem și acolo. Da? Da, uite, pe acolo o să trebuiască să urcăm, ia scările alea. Sunt 12, 13 rânduri de scări. Când ne întoarcem, dar la lac coborâm cu liftul. Încă mai trebuie să coborâm? Da, la Mina Terezia. Au, viața mea! E, aici o operă de artă. 1271. Da, trebuie să coborăm și acolo. Mai sunt vreo 20, 30, 50 de metri până jos. Ai, Doamne, acolo e punctul ăla de belvedere sus. Mamă, mamă, ce... Nu? Ba, din cont? 1690-1880. Mina Terezia. Auleu, mai zi iau. Auleu. Asta e planul. Floarea mică. Ponton. Floarea mare. Ieșire. Ionuț, tu ai experiență la sărit în apă sărată. Fai o săritură aici. Curioasă chestia aia. Cum adică dincolo e gol? Nu știu ce vezi. Ia apropii. Nu știu ce vezi, Natalia, ăla. Și niște... Sunt niște țevi. Au o galerie ceva pe acolo. Înseamnă că mai au prin spate, că acolo vreo intrare. Posibil, nu știu. Nu spune prea multe întrebări, că după aceea ai alte... Mamă, au și fain să vede în sus ea. Uite aici. Dar aici oricum, dacă te ieși în apa asta, te-ai dus, ai luat un gât, dar revii la suprafață. Nu te duci la fel. Nu. Are salinitate mare. Mamă, mamă, mamă. Uai, leu, ce e aici? Ei, gata, eu m-am amiațit. O plimbare cu barca? Și, doamnă, vreți să vă fac o plimbare cu barca? Da.
Hai, uite o bărcuță de aici, luăm și ne plimbăm o leacă. Ia. Ia, hai să vedem. Ia să vedem noi, domnule, și pe aici. Roata mică, roata mare, floarea mică, floarea mare. Aia ăla-i punctul de belvedere de acolo. De sus. Mamă, și mai ai unul și mai sus, dar nu se mai vede. Aici se poate sta. Sare peste tot și pe lemn s-a așezat acum. Hai să mergem în altă floare. Da. 20 de minute cu bărcuța, 30 de lei de barcă. Ia să vedem noi și floarea asfaltă. Da, frumos aici. Numai că și-au lăsat trecătorii și-au lăsat aici autografele pe lemnul ăsta care ai pus la bănci. Da. Încă mai este loc. Da, cam urât, Ana. Asta este fiecare. Hai, curajosule! Vânt bun la pupa! Hai, pațaichin! Ei, așa da! Pațaichin, pantalon scurt! De ochii privitorilor? Mă las ușor, mă. Domnul, lăsați ușor, domnul.
Ia mi-ai urcat tata pe scări pe aici. Mamă, dar și ea. Abrupte astea. Aici mare grijă cu ele. N-am mai încăput în lift. E în scurt, așa aici. Mamă, mamă, ghemă, mă învârt pe lângă ele. 13 etaj. Hai, dă-i la deal. Văleu. Dar și strâmtă-s făcut aici. Hai, Doamne. Ia să văd aici și se vede. Așa am urcat un etaj. Mai sunt 13. Vai de mine. Mamă. Hai încoace. Hai. Hai că mergem, te să ajungi în capul ăla. Pe acolo, tot acolo ajungi, că deci n-a venit așa? Ia să vedem noi și palcoanele astea cum sunt. Frumos se vede de aici de sus. E frumos se vede de aici de sus. Și-a venit și timpul să ieșim. Da, după câteva ore petrecute aici, ne retragem grupul nostru. Da. Și doamnă, mai pot? Da. N-ai vrut să urci cu mine pe scările alea, că am crezut că nu mai reușesc să ajung în vârful dealului. Vreau să mă întorc. Vreau să mă întorc la jumătate, dar pe urmă mi-am dat seama că e prea târziu. Da, trebuie să fii tânăr și neliniștit. Dacă nu era să avem revelionul, mai pe seară, urcam și cealaltă trepte, dar cred că sigur fac febră musculară. Da, cei care vă simțiți în stare, urcați, faceți un pic de sport. Decât la sală, mai bine într-o salină, dintr-o asta. Pe Străvăria Pusnicului. Am trecut pe aici prin zonă, am mai fost și astă vară și am luat sturion, au și păstrăv. Apa e zvorește de aici, de la poalele Ceahlăului, ceva crescut natural. Acum, nu știu mâncarea care le-o dă, dar oricum. O să fie un complex frumos aici, că sunt construcții. Sunt extinderi acum, o să fie și restaurant și mai multe chestii. Da, deci să luăm niște păstrăvi și niște sturioane. Doamnă, numai în filme de cu pistruiatul să mai auză așa alarmile, ia. Deci trebuie să ne învățăm, da? E clară treaba. Totuși suntem la Siliștea, la Români City, în România. Nu suntem în altă parte. Nu cred că este vreun avertisment de bombardament sau altceva. Noi curățăm studio, nu interesează pe noi ce se întâmplă aici. Fac probii, cred că, la niște sirieni pe aici, niște alarme dintre astea. E, și acum să curățăm studionul, dacă tot l-am luat. Ia uitați, surzi ăștia, că ăștia plăcile este chitinoasă, trebuie, domnule, scoase de aici, nu poți să le lași așa. Aici cu... Ia uitați-le. Aici ca un fel de... Dacă n-au solzi pe ei, ăștia trebuie jupuiesc de aici. Au și ei un mijloc de ăsta de apărare, cumva, pentru dușmani. Niște plăci chitinoase aici. Hai, doamne. Haide, mă. Uite așa. Ia uite cum arată, ia. Are 3 rânduri. Ia să vedem aici dacă îi dăm pe partea asta. L-am eviscerat, eu am stat o zi la plajă, la lumina lunii. Ia să vedem dacă reușesc de pe aici, pe undeva, ia. Ia să vedem acuțet. Aici sunt niște solzi, așa mai... Ia uite. Aștia sunt pe mărgi, pe laterale. Cam așa se curăță sturionul, n-ai și faci la prietul care este, acolo l-au la 50 de lei, parcă kilogram. Ia să vedem. Aici era mai bine dacă nu le visceram, că stătea burta asta întinsă și se coja
curjau mai bine solzi ăștia, da? Ne descurcăm așa. Uite așa, să vedem. Ia să-l fac eu și pe cealaltă parte, să-l fac și pe cealaltă parte. Așa. Mă, dar și coada ai, mă. Sturionul are doar câteva oase la creier, la creier, au câteva oase la creier, la cap, atâta. Că în rest, sunt doar cartilagii, bruiaj, domnule, bruiaj, total general. Încă văd că acum s-a oprit aici siriana asta și mai este ea, dar așa de tare și s-auză, am zis că o să rămân fără sturionul pregătit, preparat. Așa, bun. Ia să vedem, să facem un pic de ordine aici, deci l-am curățat frumos așa de solz. Cam asta e tehnologia de curățat, trebuie să mai spălăm încă o dată. E, de acum înainte să vă arăt cum să scoate măduva. La sturion se dă capul jos și după aia trebuie scoasă măduva. Că aia are o elasticitate, îi face arc pentru tras cu săgețele. Ia să vedem noi acum dacă reușim să o scoatem noi. Ia să vedem așa, capul. Asta, punem aici la Lidian. Măduva, e aici undeva, dar asta să vedeți că nu așa se scoate de acolo. O scoatem de aici, de la coadă. Ia să văd eu dacă mă pricep. Am mai făcut eu treburi de astea. Nu sunt expert, dar sper că reușesc să o scot. Hai, măi. Ia fiți atenți aici la mine. Ia cât iasă, ia. Ia cum sunt doua, ia, uite acolo, ia. Ah, ia rup de aici, dar nu-ți contează. Scoate-mi, domnule, afară. Ia să vedem. Hai, tata, hai, ia cum să o cârjește. Ei, gata, și-o dat drumul, ia uitați și aici. Ia uitați-o. Normal trebuia să iasă așa cu coada aia. Ia uite. Asta este măduva. Da, el are o elasticitate de numai. Da. Ei, de acum îl porționăm cum vrem noi. Așa să facem și cu celălalt. Ia să văd reușesc să-i scoși la asta măduva sau nu. Ai, Doamne, nu contează, facem altfel. Mai tăiem o bucată, tot așa, până când o scoatem. Este, Doamne. Ia. Doamne, nici pe asta nu reușesc. Atunci ce faci? Tai în 2000 heiță. Ei, și dacă rămâne și vreo problemă, nu e nicio problemă, doamne. Dintr-o parte trebuie să iasă cumva. Nu vrea, nu vrea. Asta nu vrea să iasă. Iasă altceva. Alți nervi. Astea sunt nervi. Are și nervi ăsta, uite-a. Ăsta are nervi, doamne. Ia să vedem. Tot îl fac bucățele până când îl termin. Și măduva tot nu eu mai scot la asta. Așa l-am nimerit. Hai că aici trebuie să iasă de acum, că nu mai tai, nu mai bag cuțitul, nu mai fac nimic. Zi, tăi numai aici. Așa. Tăiem aici și scoatem, doamne, nu se poate, uite-a. Uite așa, scoatem dintr-o parte, tăiem aici, așa, și ia uitați cum iese ea. Gata, uite, am scos aici, din astea două bucăți, mai facem și dincoace toată la fel o tură.
Ai, Doamne. Aici nu mai. Am mai tăiat-o încă o dată. Mai fac o rondică și tot așa. Ia, și aici am tăiat. Am să văd și eu cam cât e de tare când o mănânci. Astea să le lăs experiment. Eu am văzut că toată lumea scoate, am zis că hai să scot și eu. Dar de ce și cu? Nu pot să-mi dau seama. Dar bănuiesc că la el, la și statea care o are, nu-i comestibil. Și de asta probabil că o să scot. Majoritatea. Da, hai să facem rondiele și să vedem ce o să pregătim din el. O să facem un storceac, să vedem, facem ceva prăjit. Vedem noi până la urmă ce o să iasă din el. Nu-i așa, doamna? Nu vrea să vorbească cu mine. Cameromanul meu nu vrea să vorbească. Azi are interdicția asta, uite, are gaură pe ea. Ia uite. Are gaură, fluier. Când la studiu, am dat. Facem rondiele aici. Pe aici a fost mărua. În canalul ăsta. Uite. Sunt niște bucățele așa mai mari, chiar dacă pentru prăjit, chiar dacă pentru storceag, nu-i problemă. Uite așa porțiune frumos. Da. Ce storceag iese? Gata. Cred că căpățânile o să mai dau în două. Cumva. Ca să fie treaba. Ia să văd eu reușesc pe aici. Ia uita, și aici tot e cartilajul aici. E cartilajul, nu e os. Are pe aici undeva atâta o leacă de os, dar asta e cartilajul. Asta când se fierbe calciu, aport de calciu la organism. Cred că am să-l lăs așa. Vedem noi ce o să iasă. Ori un rasol, ori la storceac. Mie îmi place. Să vedem dacă reușesc. E gata și asta. Are o leacă de creier aici. E cât e. Uite el. O leacă de creier acolo. Ia uite, doi storioni care au avut în jur de 4 kg. Au rămas aici ceva porcioară de storceac, de făcut o prăjeală. Da. Ha, stați aproape, să vedem ce mai facem. Doamne, da, să iei mai așa niște curcudele de astea. Lăsați acest. Sănătate curată pentru inimă. Lăsați așa, așa de inimos. Asta este păducel, el are porumbele, porumbe. Eu prins un ghetul extraordinar de gustoasă acum. Când trec pe aici, mai bag în gură cât un pom. După o noapte petrecută la rece, cu un pic de sare, unul din storioni, ia uitați, o ajuns aici pe masa de lucru, o ajuns pe masa de lucru, împreună cu ceva legumii. Vreau să zic și fructe. Da. Un pic de praz, un pic de ceapă, 4 cartofiori acolo, aici cred că lapte sau icri, un pic de ficat de la storion, ceva roșii cu buleții, avem aici ardei, capia gras roșu și verde, rădăcinoase, țelin, pătrunjel și cu morcov și un pic de și scrie aici, supă roșii, 2023. Da, suntem în 2024 acum.
E, ce o să iasă? O să iasă un storciag. Trecem la treabă, domne, nu se poate altfel. Ia să facem așa bucățele mai micuțe, ca să vedem ce... Uite așa. E, oricum, un cartilaj de asta. Wow, doamne, ce cărniță are aici, ia uite. Ce cărniță. Așa. Astea urechile astea cu tot cu notatoarele. Dorsale, ventrale, nici nu știu care au fost. Da, e încurcată treaba aici cu anatomia la sturion. E, trebuie să punem, deci, aleu, dar și ingredientul principal nu l-am pus, doamnă. Știți care? Apa, fără apă nu putem face. Putem pune mai este cum să-i punem la fier fără apă. Deci trebuie și apă. Se ia una oală încăpătoare, se pune un strop de ulei, se taie ceapa mărunt și prazul. Vedeți, doamne, ce frumos. Eu prezint rețeta. Ai început să faci poezii? Da, da, eu vorbesc așa numai, exact așa cum vorbesc cei care, doamne, eu când văd că prezintă câte o rețetă, știi așa, și ce mă amuză cel mai mult, pune acolo și ciolajul, nu știu ce, într-o oală micuță, așa îți vine să... De 3 litri. 3 litri, da. Ori faci și pui acolo în ceaun, ori nu mai pui, domne. Fii, domnule, acolo, fii original. Face după cât are. Da, cel puțin faci după, cum să spun eu, faci din nevoie și cum poți pentru tine, dar dacă vrei să mai arăți și la alții. Nu faci la ceaun cantități industriale, cum faci tu. Da, așa le arăți la oameni cu niște oliți de șere, parcă zici că e de fiert lapte la pisici. Aici și aromă. Nu să înverzească prazul tău. Păi da, nu am eu. E a nostru, că e din grădină. Dar le-ai pus cum? Da, da, e prazul nostru din grădină. Și ceapa este tot din grădină, și cartofii sunt tot din grădină, sturionul nu-i din grădină, roșiile sunt din grădină, morcovul din grădină. Da, ardeii tot la fel, încă mai, ăștia sunt acum proaspeți. Sunt ultimii care, sunt ultimii care am mai avut din solar, da. Așa că roșiile tot la fel acolo care sunt pentru supă, tot de la noi, sturionul, da? Am niaz dat și o să vedeți că o să prind și de la noi din niaz, adică de la mine. Eu spun din noi, eu și cu soția. Frumos fără. Călim un pic prazul și cu ceapa. Mamă, dar ce miros, ce parfum iese. Ăștia sunt ultimii ardei care i-am mai avut. Din solar. S-au păstrat până acum, până în ianuarie. S-au ținut în beci. S-au călit aici ceapa și ardeiul. Așa. Punem apă. Rădăcinoasele. Cubulețele de roșii. Și bucățile de cap de sturion. Astea fierb mai greu, având cartilagii. Restul o să punem mai târziu. Cam atât.
Haideți, doamnă, și cu mătuva asta, să o vedem cum e la fiert. Nu m-ai convins să o pun da, și pe asta. Da, am convins-o că nu vrea să o pună, dar am zis, hai să vedem un pic. Uite, cei care știți, scriți în comentarii acolo ce se întâmplă cu mătuva asta, de sturion. E bună, e comestibil, nu? Da. Cred că da, dar vedem cât o fi de tare după ce fierbe. M-am apucat să fac aici cu buleță, cât în cap într-o dată în farfurie. În farfurie, auzi, în lingură. Opa. Tare carnea, în sensul că e îndesat așa. Și e un pic alunecoasă și nu poți să o obții cum trebuie. De asta îmi face figuri aici masa de lucru. E bun, doamnă, așa? Perfect. Ați văzut că eu nu pot să fac de capul meu nimic, tot timpul trebuie să cer consimțământul, să știți. Am Consiliul de Administrație, de Consiliul de Securitate Culinară. Dacă nu am acordul, deci nu pot să mișc nici măcar o moleculă de sare să o pun sau să o iau din mâncare. E, ce credeți? Ziceam ieșit eu afară să vă arăt bradul? No. 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 M-o trimis după pătrunjel. Deci acum în ianuarie m-o trimis după pătrunjel, domne. Mie aici caută pătrunjel. Ia să vezi acum dacă îl găsești, dacă ai pus și dacă știi că mai este, îl găsești. Dacă nu, nu îl găsești. Ia să văd eu care-i treaba. Așa, așa. Ia să vedem. Ia uite-l, domne, e sub cușcă, că dacă nu era sub cușcă, cred că îl fuge. Glumesc. Ia să rup o leacă de pătrunjel de aici, să le iau cu coadă lungă. Așa mi s-o transmis. Să le iau cu coadă lungă. Da. Ia uitați-l cât e de frumos. Ia. Mai este o leacă pricăjit pe aici, prins de ger, de zapadă. Da, domne, să pun niște pătrunjel aici, în storceagul ăsta. Leuștean avem. Avem de tăte. Da. Așa, gata, e suficient. Da, bine că nu m-a trimis după cartofi în grădină, care am pus a doua oară și încă mai am un rând acolo care nu l-am scos. Bine că nu m-a trimis după cartofi. E frumos, e cald afară. Da. Ne mai bucurăm un pic de vreme și de spiritul sărbătorilor, da. De tuile împodobite, de instalațiile care sunt puse pe aici pe drum. Da, ia să mă duc cu pătrunjelul, că fierb acolo legumile și nu de alta, dar o fi nevoie și de pătrunjel și mă dă dispărut. Le faci bani, doamne? Un pic de bani. Da? Deci ai văzut? Da. Să se facă cu bulețe și cartofii. Sunt cartofi sau zbarabuli? Ce sunt astea? Cred că zbarabuli. Zbarabuli? Dacă sunt de aici la noi din Moldova, zbarabuli. Și sigur sunt de la noi, că le cunosc eu după amprenta digitală. Trebuie să punem și cartofii de acum? Au început să moaie da, legumile? Da, eu nu mai rezist aici. Papil de miele gustativo nozo olfactivi, să știți că... Cred că o fiert suficient. Uite, cât o rămas mătuva și e mai bag o dată lingura acolo. S-o subție tare. Ia ce subțări o rămas. Și-o rămas, parcă zici că e pastă de... S-o să vedem, asta e un experiment, na. Că noi nu am trăit, nu am crescut cu sturioan, dar acum ultimii ani, dacă au fost posibilitate, am zis, hai să mai încercăm și alții vietăți dintre astea care sunt pentru consumul uman. Ce compoziții puneți acum, doamnă? Roșii și ardei pasați pentru supe, suficient. Mamă, doamne, nu vă imaginați dacă ar fi transmiterea 8K și cu 7G, încât se includă și mirosul? Sigur, ați...
ați fi acum în bucătărie aici la mine toți, cei care mă urmăriți, bineînțeles. Doamnă, simțiți aroma primăverii? Nu este chiar de primăvară el. Nu e așa de intens, dar oricum în ianuarie să iei pătrunjelul verde din grădină e altă treabă. Sturionul să-l vezi cum mișcă, să-l iei de la poalele ceahlăului, o absorbit, cum e corect spus, o tras oxigen din apa din izvorâtă din ceahlău, e altă treabă. Adică na, ne mai gândim și noi la sănătate, la viitorul nostru. Cartofii sunt aproape fierți. Borșul de putină în scurgere prelungită și încă mai avem ceva. Să mai pun și suc. Suc de roșii, da, să vă zic un secret. Să vă zic un secret, știți când e sucul ăsta? Doamne, întoarce-ți-o leac sticla. Ia uitați-o leac țăcă așa, suc de roșii 2022, l-am gustat. Îi fenomenal, parcă acum ai făcut. Deci nu vă puteți imagina, dar dacă este pus când trebuie, sterilizat cum trebuie și ținut la o temperatură constantă, se păstrează 2-3 ani de zile fără nicio problemă. Și acum punem și peștele? Doamnă, și nu știu, eu nu mai bag de aici încolo, pentru că o să zică lumea că eu sunt cel care decid. Nu, noi luăm decizii împreună. Când închid camera, atunci ne mai certăm noi așa. Glumesc, bineînțeles. Da, o să trebuiască să punem peștele. O tras un clocot și cu borșul. Puneți, doamnă, cu bulețele ușor, doamnă, ușor, nu stresați peșterii, doamnă. Deci nu vă puteți imagina, am gustat de câteva ori, dar nu mai am răbdare. Nu știu ce fel de pește o fi sturionul ăsta, că efectiv are gust de pește storceagul nostru. Borșul ăsta de storceag, da. E un fel de borș. Unii zic că trebuie făcut cu zăr de... Păi de cât s-a făcut măduva ta? Da, las deci că o să vedem. Da, păi nu, las că vedem, asta e tehnologie nouă, ca să vedem exact, e experiment. Așa, probabil că în deltă n-aveau borș ca să umpli ei acolo cu huști, cu altceva și trebuiau să folosească ceva acru, că orice ciorbă, orice borș trebuie să aibă o leacă, o tentă spre acrișor ca să nu fie prea grețos. Și atunci ce-o zi, bă, zărul ăsta de la, care e de la brânză, ăsta e acru. Hai să folosim zăr. Și ori am las torceagul cu rețeta cu zăr. Ei, noi nu folosim zăr, că n-avem, eu încă n-am început să mulg boițele. Aoleu, vine și leuștean. Aromele, astea sunt aromele. Astea n-a reușit să le păstrăm proaspet în grădină. Aromele nu cumpare lucru. Leuștean acum nu, e deloc. S-o uscat complet. E din 1 iunie, da. Da. Dar oricum, să știți că niciun fructifer de asta, legumă, niciun fruct care este de vara nu se compară. Deci dacă l-o prins un pic frigul, înghețul nu mai are și așa aromă. Deci mă refer acum la pătrunjel, la leuștean, la rădăcinoase. Gata, imediat. Frigul le ia dulceața, le ia parfumul, le ia aroma. În primăvară, altfel, alta-i treaba. Când se ridică peștele sus, doamnă, cu bulețele astea de sturion, deja este gata. În 5 minute, maxim 10, aoleu, abia aștept. O mămăriguță frumos, coloșa, din porumb, dintre la Eco, și cu ce a spus aici, așa, în canțarul asta. Doamnă, dar mai mergi aici, să mai puneți vreo 5-6 litri. De ce n-ați mai pus? Faceți oala plin să iei de jos. Nu știu dacă au trecut 10 minute, am fugit o leacă până în living, o zis că hai și mănâncă. Eu am zis, bă, faci o mămăliguță, faci nu știu mai ce, ca să vedeți. Stați așa, o lepțică. Mămăliguța a fost pe masă. Deci nu pot să cred așa ceva. Ce magie ați făcut, doamnă? E? Dar eu știu. Hai, doamne, ferește. Mai căutam bucățică de la cap, dar nu prea găsesc. Eu vreau cartilajul ăla, că ăla îmi place mie. Și puneți-mi așa de asta, de deasupra, de aici, cu buruieni dintre astea. Vă leu, dar mi-ai pus prea mult. Păi dau o porție de asta la restaurant. Găsești 3 bucățări de sturion, restul e doar zeamă. Hai să văd acum testul suprem. Cam așa arată storceagul cu o mămăliguță. Dacă vreți să-l mai dregeți cu o smântână, dai stricați gustul. Cu un usturoi, iarăși tot la fel. Eu zic, pentru mine cel puțin, cel mai perfect gust este așa cum îl vedeți aici, fără alte adausuri care să-i schimbe textura, aroma și parfumul.
să se simtă cât de cât acolo. Ei, un pătrunjel, un leuștean, ăstea merg, dar restul, na, fiecare după gustul lui. Mulțumesc pentru atenție, la revedere, să ne vedem cu bine.